Pastilla de físico. Principiul fundamental al dinamicii. Pornirea de pe loc a unui automobil este o mișcare accelerată. Viteza sa crește, accelerația rămâne însă constantă. Dacă asupra unui corp de masă M acționează o forță, atunci corpul se va deplasa cu o accelerație, care are direcție și sensul forței. Atunci când accelerația este constantă și pozitivă, conform principiului fundamental al dinamicii, rezultanta forțelor care acționează asupra corpului este egală cu M-ul. În această situație greutatea rămâne egală cu reacțiunea suprafeței, iar forța de tracțiune minus forța de frecare este M-ul. Atunci când mișcarea este frânată, accelerația este constantă și negativă. Greutatea rămâne egală cu reacțiunea suprafeței, iar minusul forței de frecare este egal cu M-ul. Fie un corp de masă M egal 10 kg care se deplasează pe o suprafață cu μ egal 0,1. Calculează forța de tracțiune, dacă accelerația este 0,1 metri pe secundă la pătrat. Accelerația corpului după ce forța de tracțiune încetează. Se consideră accelerația gravitațională a Pământului egală cu 10 metri pe secundă la pătrat. Accelerația este constantă și pozitivă. Greutatea corpului este egală M-ul, egală cu 100 de newton. Reacțiunea suprafeței este egală cu greutatea, deci tot 100 de newton. Forța de frecare este egală cu μ-ul, egală cu 10 newton. Rezultanta, adică diferența dintre forța de tracțiune și forța de frecare, este egală cu M-ul, egală cu 1 newton. Rezultă că forța de tracțiune este egală cu 11 newton. Accelerația este constantă și negativă. Rezultanta, adică minus forța de frecare, este egală cu M-ul. Accelerația este minus 1 metru pe secundă la pătrat. Principiul fundamental al dinamicii afirmă că dacă asupra unui corp de masă M acționează o forță rezultantă, atunci corpul se va deplasa cu o accelerație constantă. Accelerația are direcție și sensul forței rezultante. Vectorul forță este direct proporțional cu produsul dintre masă și vectorul accelerație.